Salut, prieteni! E 7 dimineața, asta e prima tură de bagaje. Ne pregătim să plecăm la Preddeal și ca să evităm puțin aglomerația, am încercat anul ăsta să plecăm la 7 dimineața. De obicei plecam pe la 10 și prindeam cam aglomerat acolo pe Valea Prahovei. Și cam așa începe concediul 1 decembrie. Gata, prieteni, am ajuns la Preddeal, la cabana vânătorilor și ora 7 a fost perfectă de plecat pentru că am evitat tot traficul. Chiar când ne-am apropiat de Sinaia aici, a început să se aglomereze. Deci de acum încolo așa o să plecăm, cât mai dimineață, ca să nu mai prindem aglomerat. Ia să vedem ce bagaje mai avem pe aici. Că un drum l-am făcut deja când ne-am cazat. Uitați ce mai avem aici, mai avem o geantă mare. Am luat aici o caisată. Să o degustăm așa în seara înainte de masă. Da? Și acum o să iau din bagaje, să mai duc sus. În spate nu mai e nimic. Să vă arăt și camera. Deci camera 32, deci e la etajul 3. Așa că de-aia gâfâi puțin. La Luca, mă știa telefon. Ce faceți? Haideți să vă arăt camera. Am ți-a adus costumul de schi. Ce trebuie să mai aduc? Geaca, cred că am cu pantalonul. Ok. Bun, deja am instalat aici laptopul meu. Eu o stau aici. Rebecca o stea aici. Deci ne-am pregătit de gaming. Nu, Rebecca? Da. Cum ți se pare camera asta, Rebecca? Ok. E destul de călduroasă? Da. Super. Am calorifer aici. E calorifer chiar acolo. Așa. Și camera, să zicem că e o dublă mai mare, nu, o triplă mai mare. Așa arată baia. Ca idee. Aici e un șifonier de pus haine. Aici e un fel de hol. Chiar la intrare unde poți pui gecile. Ghete, ce mai avem pe aici? Ăsta e patul dublu, unde o să doarmă fetele. Deja au cu Rebecca, dorm aici. Și o să dorm acolo, îmi se pare eu. Deci o dorm acolo. E bine. Bun, ce uitam să vă arăt balconul. Deci cam așa arată balconul nostru. Acolo lângă este adicul Ilban. Deci avem camera una lângă alta. Parcare e chiar aici jos. Și în spate. Noi acum avem mașinile în spate. Eu o am aici chiar în față. Să văd, dar nu se vede. E pe acolo, pe jos. Asta e parcarea. Da, deci o să mai fac încă un drum jos. Și cred că ăsta e ultimul drum. Rebecca, de ce ai îmbrăcat? Vrei să cobori tu jos? Eu mă duc pe balcon. Ah, pe balcon. Bravo. Da, e foarte cald. Deci aici la cabană, în fiecare an a fost super cald. Într-un an chiar nu mergea bine robinetul la calorifer și a trebuit să dormim cu ușa deschisă. Deci e foarte, foarte cald. Bun, așa că o să cobor jos să mai aduc ultimele bagaje. Dacă tot am coborât, să vă arăt și cu ce mașină am venit. Deci eu cu Raluca am venit cu E60-ul, de care nu prea mă despart. Deci e mașina mea favorită. Sper să o țin cât mai mulți ani. De obicei la un an vindeam mașina, dar pe asta văd că am păstrat-o deja, are aproape 2 ani. Sper să rămână cât mai mult. Haideți să vă mai arăt aici mașinile. Cumnat a venit cu un Renault Espace. Are nei la număr. Ok. Și socru a venit cu Ford Kuga. Ford Kuga este 4x4. Renault este tracțiune față. Și BMW-ul E60 e 4x4 și el. Și mai rămâne să vină Finu, dar el este pe drum, că a fost plecat la țară. Deci el a fost întâi la țară 2-3 zile și după aia vine direct aici. El o să vină cu un Ford Kuga este Line 2020. O să vi-l filmez și pe el când apare, să filmez mașina, pentru cine e pasionat de mașini. Ok? Deci cu mașinile astea suntem veniți la Predeal. Și acum să vedem ce facem în concediu ăsta. Că am înțeles că e târgul de Crăciun la Brașov, deci o să ajungem și pe acolo. Și o să vedem, 3 brazi prin zonă, sperăm să și ningă, am auzit că sâmbătă poate ninge. Deci avem ceva restat pe aici și am de gând să filmez cam tot ce facem. Am urcat la 3 brazi, am pus pe mașină acolo stegulețul de 1 decembrie, steagul României. Acum îl pune și Ilban. Ai reușit, Ilban, să-l pui? E bine. Unde mergem? Pe unde era Adi cu Alina? Mai aveau jumătate de oră și ajungeau. Adică Alina întâi se cazează, mănâncă la dragului. A, pe ajuns, la fundată, e aproape. E aproape. Cam ceață afară.
dar n-are nimic. Da, și aici la Trei Brazi o să venim de Revelion. Deci peste vreo 2-3 săptămâni apărem din nou aici. Că aici o să facem Revelionul, sus la Trei Brazi. Să vedem cum o să fie anul ăsta, Revelionul 2023. Asta e plimbarea de seară ca să intre mâncarea când mergem la restaurant. Că mâncarea acolo la Cabana Vânătorilor e foarte bună. Deci restaurantul e renumit pentru mâncarea acolo. Merge plimbarea. Uitați cum e zona aici. Mă mișc, aruncă Rebecca cu zăpada mine. Rebecca, de ce ai făcut chestia asta? Ce? Cu zăpada. Și am intrat și în pădure aici, că e o pădure foarte frumoasă sus la Trei Brazi. Uitați ce frumos e aici. Unde vă duceți? Dacă vine ursul, am cu ce să mă apăr. Cu ce te apăr? Uite ce băț mare am. Îți trebuie unul puțin mai mare. Pune lemn așa de foc de brad, dar uite și tu câte lemn aici. Așa. Îl date la... Care n-au, da. Păi lași, lași, uite și tu. Unde vreți să mergeți? Îmi place pădurea, uite cum se vede încolo. Nu știu cum se vede copaci. Pe înalți, uite și ce vezi. Sunt frumos rău de tot. Da. Cum cred că acum se văd dimineața când razele soarelui bate așa printre, știi? Raza soarelui bate printre ei. Mi-a scut. Și acum stă la masă, nu aici ursul în spate. Și a început să vină mâncarea. Așa. Ia să vă arăt ce e aici. Ralucare scărecică. Eu am un șnițel de porc cu piure. La fel ca mine acolo, șniță cu piure. Oana, ce are cu Rebecca? Șnițel pane de curcan. Șnițel pane de curcan. Finu, tu ai tot la fel, șnițel de porc. Cu mușcles cu cartof rostingo. Da. Cam așa arată mâncarea. Și asta e. Și lui Ban, aici să-i vină ceva specialitatea casei. Și să vină mâncarea. Vine acum. Cer scuze, îmi comodez cu stânga, dar ce nu știu să stai cu dreapta. Plăcintă de aia de iepure, nu? Nu, nu. Ceva vânătoresc. Faza? De... Din carne de cer. Cer? Da, poftă bună. Mulțumim. Au ce fierbe cel bun. Lux. Stilman și-a luat mai lux. Și-a luat lux, Stilman. Da? Da, și ne punem să mâncăm acum. Da. Costă mare. Cum era lucrul? Vrei? O să vreau și eu să dai seama. O să vreau și eu să dai seama. La scăricică. Da. Așa toată lumea are mâncarea, gata, nu? Aha. Belea. Hai să mâncăm. Bună dimineața și la mulți ani de 1 decembrie. Ne-am trezit și acum o să coborăm la masă, să luăm micul dejun. Rebecca își pregătește hainele. Este foarte adormită. Nu, Rebecca? Nu. Nu? Nu. Acum astea sunt hainele care vrea să se îmbrace deocamdată și le-a pus pe pat. Ia să vedem ce ne luăm de aici. Ce vrei? Știi că nici nu mi-a luat încă. Care? Aici o omletă. Da. Cam așa arată micul dejun. Și bufet suedez. Ne luăm de aici ce ne trebuie. Hai că ne-am și o farfurie acum. Azi mergem la mall, la Coresi, la Brașov. Așa arată mall de la Brașov. Are și Ocean. Acolo sunt o grămadă de magazine. Deci mișto la mall-ul ăsta aici. Și o oră, două, mergem puțin pe la mall să mai își cumpere ce mai au de nevoie de pe aici. Că cineva n-are pantaloni, cineva n-are fes, facem completări. Cred că mi-am găsit un fes. Rebecca, ce părere de fesul ăsta? Ok. Și seamănă cu al lui Rebecca fes. Nu? Da, interesant. Să mai schimb fesul. Hai, Rebecca, cred că le iau pe ăsta. Hai.
Mi-am găsit și fes. La H&M. Hello guys! Acum suntem în centrul Brașovului. Mergem la Brad acolo să vedem cum arată... În vârful Bradului, să-i mâncăm steluța, că e, că e din turtă dulce. Da, dar unde e Gașca? Gașca Zurli. E pe acolo. Gașca Zurli, împărțită. Da, împărțită. Da, e bine că nu mai picură, mai devreme picura. A început să ningă, să fulguiască. Începe să ningă, de seară de la 7 ninge. Invizibil. Alina cu Finuțul, s-a trezit Finuțul. Faceți mâna la, cu mâna la fan, Edi? Fă tati cu mâna la fan. Cu nasul roșu, Edi. Cu nasul roșu, Rudolf. Edi are nasul roșu? E frumos aici, da. Colinde. Cred că o să danseze de... Grup care cred că o să danseze de 1 decembrie acum. Nu? Da. Și aici e Bradul sus. Aici e Târgul de Crăciun. Târgul de Crăciun de la Brașov. Poze pe video. Foarte aglomerat. Vezi vreo cați aglomerație? E pentru Rebecca, nu? Și-a luat fular Rebecca cu pisică. Cum arată Bradul cu luminile aprinse? Și gata, am ajuns de la mall, de la Târgul de Crăciun, am ajuns la cazare. O să coborâm, cred că în 20 de minute să mâncăm jos la restaurant, că am făcut rezervare. Dar vreau să vă arăt ce am cumpărat noi de la mall și de la Târgul de Crăciun. Că am luat niște lucruri destul de interesante. Și o să ne ajute domnișoara Rebecca să ne explice ce am cumpărat. În primul rând, zi Rebecca, ce ai tu în mână aici? O eșarfă. O eșarfă cu ce desen are pe ea? Cu o pisicuță. Cu o pisicuță care vine chiar la gât acolo, foarte frumos, nu? Da. Da. Ia să vedem noi pisicuța. Wow. Una, o gentuță roz. Gentuță roz de la H&M? Da. Bravo. Niște șosetuțe. Șosetuțe? Dar eu când am întrebat, n-ai vrut șosete. Ah, sau am luat cu Crăciun? Am luat cu Crăciun. Ok. Alte șosete. Wow. Dar ce faci, colecție? Astea sunt ale lui. Da, al mami? Da. Ok. Ia să vedem noi ce are Rebecca aici. Asta e pentru tine sau pentru mami? Pentru mine. Pentru tine? Da. Wow, ăsta merge și de Revelion. Opa. Niște inele. Ăsta e al meu. Ăsta e fesul meu. A rămas în pungă corect. Da. Niște cercei de Crăciun. A, te-ai pregătit pentru Crăciun? Da. Am înțeles. Niște șosete de Crăciun. De Crăciun. Da, astea le-am ales eu. Mi le-ai arătat și eu am spus că da. Astea sunt, ce sunt astea? Inele. Cam multe inele. Cam multe accesorii. Da, alte inele. Așa. Opa, ce-i asta? O bluziță albă. Pentru tine sau pentru mami? Pentru mine. A, care vine sub aia, nu? Da. A, l-a sortat. Așa. Ok. Opa, ăsta e cadoul lui tati pentru mami, care îi place lui tati foarte mult. Gucci Rush. Și se găsește destul de greu. Asta mi le da mie când am la parfumul cadou. Da. Monstre. Bun, asta ce este, Rebecca? O bluziță. O bluziță. Pentru tine sau pentru mami? Pentru mami. Ok. Bun. Mai avem pungi? Una. Ia să vedem noi. Pentru cine e asta, Rebecca, în primul rând? Pentru
mami. Ia deschide, ce este, pijama sau ce e asta? Mi-e pijama. Mami, pijama? Da. Pantaloni. Pantaloni de pijama pentru mami. Da. Dar mami are niște pijamale foarte frumoase în bagaj, știi câte am văzut eu. Da, am vrut în copereche. Am vrut în copereche. Și bluzit. Da. Hai să vedem, mami, ce parfum areți făcut aici. Să-i primul meu parfum. Ia să merg și eu, dar să merg și eu. Îmi place. Guciraș. Așa arată... Ce nu miroase? Adică știi doar. Cum ți se pare că arată Rebecca cutia? Marfă. Da. Interesant. Așa. Și un clopoțel. Da, și ăsta e interesant. Acum acest sticluță ați luat voi aici, că eu nu eram de față. Ce sunt astea? Eu, de soc. Da. Și acum punctul final, am lăsat ce e mai interesant la sfârșit. Aici, aici. Și acum o deschid așa. Acum știi ce e? Ai uitat? Da. Cum o să uiți cel mai important cadou al tău? Stai să fie surpriză. Să fie surpriză? Da. Îi dăm drumul direct să cânte. Gata, te scoate mai acum. Nu. Ba da, aici. Aici. Ușor, așa. De undeva se pornește? De aici? De aici. Da, bine, întâi dă de chit să vezi dacă e pornit sau nu. Poate e pornit deja. E pornit. Uite. Rebecca, îi plac pisicuțele. Cam asta a fost unboxing-ul. Acum ne pregătim să coburăm la masă. Să vedem ce mâncăm în seara asta. Fetele au cam mâncat pe la Brașov, dar mie mi-e foame. Deci eu o să mănânc. Da? Coborăm la masă. Baby, ce faci, măi? Vrei și puterea. Ești la cabana vânătorilor. Pentru prima oară, nu? Ce? E pentru prima oară la cabana vânătorilor, nu? Ești, nu? E primul sezon, cum ar veni. Primul sezon. Ia uite-ai. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Și ne-am adunat aici toți, plecăm la Poiana Brașov azi. Ăsta este traseul. Salut pe fanii lui Nașu Vlogger. Fanii de pe YouTube. Fanii de pe YouTube. Trebuie să mai coboare cineva, nu? Dar le-ai arătat fanilor zăpada? E puțină zăpadă deocamdată, nu prea a nins. N-ai spus că e dat cu schiurile aici în pădure? Că nu prea a nins. O să prindem de Revelion, nu-i problemă zăpadă, deci o să avem. Nu se știe. De Revelion sigur prindem. Nu se știe. Deci mergem la Proiana Brașov acum. Vezi că sunt 10 grade de Revelion. Da. Mergem la Poiana Brașov. Am văzut zăpada, am văzut-o. Ceasul e 11:30. Vârfuri a fost zăpada. Cam târziu. Și pe aici, uite. Și aici, ce e cât de cât acolo. Și am ajuns la Poiana Brașov. E destul de aglomerat aici. Parcarea e full ochi. Uitați cum e parcarea. Ilban a găsit loc de parcare acolo. Fino a găsit loc de parcare aici. Și acum mergem să plătim parcarea. Ia să zic, aici plătim parcarea. După aia am întors să închid mașina. Mi-a luat și fesul chiar dacă nu e așa fric, dar să fie, că cine știe pe unde ajungem. Bun, și aici trebuie să plătim parcarea. O să vă arăt imediat și cum plătiți. 5 lei ora? 3 lei ora. 3 lei ora, da. Nu? 15 lei faci. Da. 15 lei. 15 faci? Da, pe 5 lei, 5 ore. 15 lei, da. Păi da, pe 1 și cu 5 până la 6. Până mănânci, eu știu, dar... Așa e, da. Îți dau de 5 lei, ai? Că plec la 5 jumătate. Nu vreau 4 ore, știi, da. Păi dacă nu plec la 5? Corect. 5.000 bani. Eu zic că stăm 2 ore. 3 lei, știi. Băgăm să fie acolo. Băgați acolo pe start întâi. Start? Numărul de matriculare. Cât? CT. CT. 01. 01 RIR. Agrân. La curcă. R. I. R. Ok? Verde. Ok. Și acum banii. 1.000.000. Hai să vedem dacă ai datorii. Hai să vedem dacă, să nu cumva să avem penalizări, da. Plată. Ia la poștă. Mai tăi. E ca la păcănele aici. Da, ia și nu-i mai vezi. Ia și nu-i mai vezi. Bun. Și acum pe verde. 17.52. Aia noi stăm mai mult, mă. Și acum așteptam să verifice imprimare. N-am mai verificat nimic. Ia să mai verifice nasul. Ia, Cadi. Te ajut? Ia el bani, fă-mi. Fă-mi. Dați-mi bon să-l pun pe bord. Da. Și gata. Hai, pune pe bord? Da. Da, păi. Dar cred că am înregistrat în sistemul. Și acum Adi. Așa. Bravo. O să-l pun pe bord. Ia să vedem unde punem bilețelul. Oricum trebuie să încui mașina. Gata, loc astăzi, pregătite? Ai îmbrăcat-o gros, hă? Păi luați-o, e fric. Știi cum e mișto rău ăsta, ce-i? E mișto rău? Asta este outfitul lui Rebecca pentru frig. Cu fularul cu pisicuță. Are și buzunare acolo. Bun. Asta bilețelul o să-l punem pe bord să fie. Și gata, avem parcarea plătită. Putem să plecăm la plimbare. Haideți. Hai copii. Cine mai a deschis asta la motorină? Tu! Dar vezi, dar nu zăpadă pe asta, să uiți că ai dat până aici. Rebecca, închide-l, că vrea să încui mașina. Gata, dar Rauca? Hai, mi-au jocă, tu l-au. Hai. Tu nu vrei să ia de gât, nu-ți e frig? Nu cred că e așa frig. PC. Rebecca. Și cam așa arată Poiana Brașov pe 2 decembrie. Deci nu este zăpadă, e destul de lejer, am ajuns foarte bine. Nu e aglomerat după cum se vede. Și acum o să mergem la Coliba Haiducilor. Este undeva aici sus în capăt. Să vedem dacă găsim loc în primul rând. Dar sperăm să găsim loc, chiar că mai stăm puțin la coadă. Acolo e mâncarea foarte bună. Pâinea e foarte bună. Mi-mi place mult pâinea, toate că nu e bună. Da, ne plimbăm, mâncăm, pe aia ne plimbăm. Cam asta facem în concediu ăsta din decembrie. Era foarte frumos dacă era zăpadă. Dar din păcate nu am prins. După cum vedeți,
la Poiana Brașov nu iese deloc zăpadă. Dar sperăm, dacă tot venim la predeal de Revelion, atunci sperăm să prindem zăpadă, că sunt șanse mai mari atunci. În ultimii ani nu prea mai prind zăpadă mare pe Valea Prahovei. Acum 4-5 ani era zăpadă ca lumea. Da. Așa că mergem să mâncăm, să vedem cum e anul ăsta mâncarea, dacă a rămas la fel. Socru cu natul e acolo, fetele sunt acolo, Rebecca cu Luca, Oana cu Adi acolo și Fino a rămas la mașină că încă dormea Edi, dar vin și ei, ne ajung din urmă. Și se pare că fetele au vrut să urce până sus, spre Postăvaru, așa că o să luăm telegondola, dar am luat biletele și urcăm până sus. Să vedem ce e peisaj acolo sus. Ia uitați ce ne așteaptă. Să urcăm telegondola. Nu, în ăsta n-am ca? Hai, repede, repede, repede. Repede, 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 repede. Fii atent că am intrat și eu, mă. Am intrat și eu, am prins loc. Am întrebat, ai zis că o persoană. O persoană au voie. Și acum cred că o să închidă ușile automat când... Da. Și mai aici. Păi dacă vreau pot stau jos. Hai să nu rămânem. Da. Că un casă e așa, stai să nu rămână timpul săracul. Telefon. Cine? Telecabina asta. Telecondola. Da, 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 da. E telegondol. Ca să știi. Cum vă simțiți? Deci am zis telecabina e mai mare. Aia care e sub picioare. Ia uitați. Wow. La Brașov, la Buștești. Wow, ce interesant se vede, Rebecca, uite în față. Mamă, ce mișto se vede. La... E frumos, că e păcat să nu urci măcar. Da, ce liniște e. S-a desfășurat urechile. Da, acum urcăm la înălțime. Dar zic că nu pare așa de abrupt, dar să știi că e greu de coborât. E greu de coborât, uite oamenii aia coboară acolo, când îi vezi. Copii, da, astea stau băți de la, că și noi am luat bențe, că mi-e... Ai bine că poți să cobori și pe partea asta, așa, uite, pe străduțele astea, că sunt așa, știi, uite, vezi că chestia sunt... Chestia e ca ceva de coborât. E potecă. Da, fac mișcare. Fac mișcare, nu glumă. Nu vrei nu să cobori pe jos? Doamne, ferește. Vreau eu. Doamne, ferește. Ăștia să de cobor la până jos. Nu mai dă banii la sală, știi? Au sala în natură. Da, da, da. Și peisajul e foarte frumos. De aici încolo e ușor de cobor, dar de aici am spus e nasol. Ah, da, uite ce mai rău de când cobori, adică... E abrupt. Pare ușor. Pare ușor. Ai zis că pare. Vreau să-mi dau cu săniuță. Și am ajuns. Aici sus se pare că este zăpadă. Dar și acolo. Și aici avem zăpadă. Nu se vede, tatu. Dar am vrut să vedem zăpadă. Acum alunecă, alunecă. Ia ziceți ce faceți? Bine. Dar e cald, e plăcut, da. E foarte cald, da. Uite mă că ați găsit zăpadă. Încotro o luăm, ori încolo, ori încolo. Ah! Îți dai grijă să nu cazi. Nu, calunecă, e gheață. Opa. Ce ușor urcă Rebecca. Se pare că e foarte frumos aici. Opa. Da, mă. Uite, Rebecca, ai văzut fii deasupra norilor. Te țin încolo? Chiar ai ajuns. Da. Wow, ce priveliște aici. Se vede super, nu? Uite nori, Rebecca, acolo. Vezi cum se văd? Super tare. Ce mai e pe aici? Mai că bate soarele încolo. E pe stâncă? Da. Pe stâncă e super tare aici. Hai grijă că alunecă. Uite ce frumos se vede. Se vede super. Da. Și brazi aici aveți naturali. Vezi că-s brazi? E plin de brazi. Ia să vedem dacă vine mare. Uite și pe Oana. Vine acum și ele. Vezi?
Vrea să facă pod aici sus, pe stâncă. Cine, Rebecca? Și Oana. Și eu. Și la Luca. Rebecca, vezi să ne alunci. Ce merge? Păi stai să coboare ce e acolo. Da, ce frumos. Și că nu le dăm masă. Hai, până nu venim și noi, da. Știu, mai azi. Uite-o că a vrut Rebecca să fie deasupra norilor, vezi, uite? Ia uite Rebecca, e deasupra norilor, uite-o. Uite norii unde sunt. Am telefonul să fac rapidă poză. Dar după mai stau să mi le pun din nou. Hai. A, mi le dau doar așa. Haide, zic. Haide, mi le scrie acolo la poză? Nu mai facem, gata. Te duci, Adi? A, fă-i singură poză. Gata plimbarea aici sus, coborâm jos, au ieșit pozele superbe acolo. Mergem cu următoarea, da? Așa. Haideți, copii. Asta e liber pentru noi și Rebecca o să urce prima. Rebecca, nu te grăbi, tati. Hai, urcă. Să nu te grăbi, hai. Este numărul 2. Dacă o să am soarele, o să-l am în spate, o să stau aici înseamnă. Aole, ce bine e. Cum e, Rebecca? Mai cheamă pe cineva aici, Rebecca. Da, uite cabana. Și ce-i mișcă, cred că să stai acolo. Da. Cu puterea asta acolo, știi, la... Ia uite acolo. Pe partea asta, din dreapta, să bei ceva. Aici e muzică, club. Frumos aici, da. Frumos. Ia uite ce frumos se vede aici acum. Rebecca, ai văzut, mă, lacul ăsta micuț? Mm-hmm. Ce frumos se vede. Știți unde mai e frumos, cred că să mergi? La vârful Toaca, unde sunt scările alea care urcă multe scări pe un vârf multe și mă uiți în jos. Wow, coborând în jos, direct la masă ne aruncă. Și gata, am coborât, vreau să auzim prima impresie a lui Rebecca. Rebecca, cum ți-a părut? Marfă. Marfă? Da. Deci Rebecca i s-a părut super marfă, da? Ia să vedem pe la Luca. Hai să se împărerea la fiecare în parte, da? Luca, cum ți-a părut? Frumos. Deci Luca i s-a părut frumos. Oana, cum ți-a părut, Ana? Ți-a plăcut? Și Luadi, cum i s-a părut, Luadi? Frumos. Deci avem frumos, frumos, plăcut, marfă. Și da. A fost mișto, da. A fost mișto. Acum să mergem la masă. Să căutăm pe colegii noștri de drum și să vedem ce mâncăm. Și acum ajungem la Coliba Haiducilor. Ăsta este restaurantul. Vis-a-vis aici se construiește un bloc, un hotel foarte mare, ceva. O să ne rămână pe video ăsta amintire. Deci cum arată acum aici, unde se construiește. Și o să vedem peste câțiva ani cât de frumos o să arate când o să fie gata. Bun. Și aici ne așteaptă Finu, uitați acum urcă. Bun. Coliba Haiducilor. Uite, Finu urcă căruță acolo. Il bani acolo. A unde e Alina? Alina cu Edi unde sunt? Alina cu Edi. Sus. Haide să urcăm. Aici e masa? Ați vorbit? Hai, Robert. Alina cu Edi aici jos. Mama lui Luca. Haideți. Gata, Rebecca, am ajuns la masă. Ce faci? Te-ai lovit? Eu nu ți-ai primit și acolo. Ce e aici? Ceva deosebit aici? Wow. Ia uitați aici. Dreapta, dreapta. Uite-o super Luca. Edi, ce faci, nu? Nașu, Edi, că... Nașu. Ia uite, Nașu ce are pe mâine. S-a murdărit? Da. Aștept. N-are nimic. Merge acum să mănânce ceva. Hai, copii. Hai de sus. Hai de sus, hai la masă. Urcăm la masă, să vedem ce masă au găsit băieții. Deci am ajuns aici înăuntru și vreau să spun că e foarte, foarte full. Uitați și aici. De aglomerat este. Ia mă, că asta e a mea.
Da. Bravo, Nas. Ce stau să mănânc eu acum? Ardelenească. Uite, ardelen. Pe pui. Ciorba țărănească de capuță. Rău că te-ai terminat cu ciorba, nu? Adică tu ai felul 2, nu? La felul 2 n-am făcut. Rupești-mi o bucată de pâine. Care e tafonării? Nu cred că are neapărat am. Pui țărănească. Nu, pardon, pizza de legume. Eu spune. Ce să mai pun, că gata, la mine tot e perfect. Ce am pâine, am ciorbița, mă apuc să mănânc, gata. Aveți poftă. Aveți poftă. Poftă mare la toată lumea. Poftă mare la toată lumea. Mare din palme. Gata cu Poiana Brașov, am mâncat, ne-am plimbat pe aici. Acum o să mergem la cazare, stăm puțin pe acolo, ne mai plimbăm. După aia seara coborâm jos la restaurant. Cam de ăsta e obicei, în fiecare seară la 7:30 avem masa acolo rezervată, la camera vânătorului. Da. Și acum stai să vedem și fetele. Cumnatul Ilban pleacă mai devreme, că o are foarte multe teme. Și să aibă timp să le fac. Noi mai rămânem. Și azi cred că o să mergem la colace. Gata, ai anulat și meditația, nu? Da. Deci noi plecăm mâine. Da, se vede frumos acolo. Zici că e un lac. Nu. Da, și până la urmă Rebecca a avut noroc că azi se dă în colace. Zona ei preferată de aici. Ia să vedem care e traseul pentru copii. Copii. Pe la mare. Întrebăm acum. Care e traseul pentru copii? Ăsta. Ăsta de aici, Rebecca? Adică urci mai la înălțime acolo. Da. Așa. Ai dat și colac, domnișoară, pe ce te dai? Colac, Rebecca, ce faci? Ia-ți. Hai, cu ajut eu prima tură, eu zic că se descurcă, că e mare. Da, cum? Să iei drumul la bandă și... Ia uzi, Rebecca, ai și bandă. Dacă vrei cartela o lași aici, nu? Sau nu? Da, păi pe aici, aici. Care 6 ture are. 6 ture are. Treci pe lângă ea cu prima tură. Asta e din partea firmei. Din partea firmei, Rebecca. Se descurcă singur. Rebecca, te descurci singur sau vrei să vin cu tine? Eu dă scurt. O să dăm drumul și la bandă. Mă duc prima tură să o ajut. Dar acum e fată mare. Se descurcă. Când avea 5 ani, 6 ani, într-adevăr avea nevoie de ajutor. Dar acum e fată mare, Rebecca. Așa, colacul pe acolo pe dreapta și după scări și tragi de el. Ai văzut că colacul are o sfoară, poți să-l ții de sfoară aia dacă vrei, are o gaură. Așa, ia vezi, poți? Da. Ia uite-o, mă, ce puternică e. Știam eu că ești puternică. Că nu mai ai 5 ani. Ia uite eu. Se chinuie puțin, dar ăsta este și interesul ca să facă efort, mișcare. Da. Și acum e o treaptă de urcare. Așa, iar nici jumătate, altfel nu merge. Așa, Rebecca. Așa faci mușchi, Rebecca. Stai puțin așa, nu te băga. Încă nu te băga, că trebuie să dea puțină apă sau ceva aici ca să alunece, nu? Nu ia apă, e ceva care alunecă. Siliconul ăla special. Ia uzi, Rebecca. Uite, ca să alunece colacul. Și după aia zbori. După aia, Rebecca, o să zbori până la vale. Ața înăuntru.
S-a dus. Alunec. Păi el? Păi da. E mișto că aici e o pistă care se... poți stai pe loc și se mișcă singură. Rebecca? Da? Ai început să obosești? Nu, de ce? N-ai obosit? Nu. Oh. Rebecca a prins curaj. Vin să te ajut? Bravo! Ia, o să mă duc jos să o văd mai bine. V-a plăcut, bă? Da, mi-a plăcut! Hai, hai, hai! Puternică, Rebecca. Edi, du-te. A apărut Rebecca. Hai, gata, da? Câte ture mai e, Rebecca? Câte ture mai e? Știu. Că vă câte tot dai. Râde Rebecca, se simte bine. Iată-și, o să mai venim, așa ne-a promis. Prieteni, și cam acesta a fost video cu concediul. Sper că nu v-am plictisit. Eu vă mulțumesc de vizionare și o să ne vedem la următorul video. Am lăsat.